ziua, doamnelor și domnilor, sunt Corina Butnariu, bine v-am regăsit la Hunedoara în direct. Astăzi vreau să vorbim despre un municipiu din județul Hunedoara, care îl putem numi municipiu exemplu. Alături de mine astăzi este primarul municipiului Orăștie, Ovidiu Laurențiu Bolan. Bună ziua, domnule primar! Mulțumesc, doamna Corina, și mă bucur de aprecieri. Să nu uităm așa, o să dau din casă... N-ați uitat că proveniți din Orăștie și... Niciodată nu o să uit că sunt din Orăștie și sunt mândră de modul în care Orăștia a evoluat. Da, și mă bucur, așa cum am spus, că apreciați ceea ce se realizează în momentul de față în municipiul Orăștie. Câtă muncă este în spate, domnule primar, pentru a se putea obține aceste rezultate? Pentru că să nu uităm, cel puțin în această vară, în fiecare lună, dumneavoastră ați reușit să finalizați câte un proiect. L-ați implementat. Foarte multă muncă. Sunt proiecte la care lucrăm de 10 ani de zile, cel puțin proiectele pentru zona centrală, conceptul, ideea, planurile urbanistice pentru centrele protejate, centrul protejat al municipiului Orăștie s-au făcut în urmă cu 10 ani. Este o strategie pe termen mediu. Sigur, în momentul de față există foarte multă muncă în spate, dar mai puțin. Munca s-a făcut în urmă cu câțiva ani. Ceea ce muncim astăzi nu se vede, pentru că rezultatele vor veni peste câțiva ani, adică peste 2-3 ani. Proiectele pe care noi le scriem, le realizăm, obiectivele, strategiile noastre din zilele acestea nu se văd. Ele vor fi implementate peste ani și ani. Totul se realizează în urma unei viziuni pe care dumneavoastră o aveți pe o perioadă lungă de timp. Da, este foarte clar și atunci când ai o viziune, este foarte important să ai și mai multe mandate ca să poți să le duci la bun sfârșit. Niciodată într-un mandat, nu vreau să iau apărarea nimeni sau să spun ceva, dar într-un mandat nu se pot realiza foarte multe lucruri, pentru că este foarte, foarte greu. Într-un mandat trebuie să pregătești lucruri, să obții finanțarea, pentru că obținerea finanțării este, de fapt, punctul zero al implementării unor proiecte. Putem să vorbim așa de proiecte, că eu văd de fiecare dată la emisiuni se aduc în discuție proiecte. Vom face! Vom face, putem spune orice, că facem o listă și vom face. Facem. Sunt foarte este mulți, momentul... îmi cer scuze că vă întrerup, sunt foarte mulți care vin și spun de vom face, după care se pierd acele finanțări, adică nici măcar nu reușesc să fie semnate acele contracte pentru a putea fi implementate acele proiecte. Da, nu-mi prea place să vorbesc niciodată de vom face. Când spun facem, înseamnă că cel puțin a fost semnat contractul de finanțare și de acolo încolo putem porni și avem o certitudine că acel proiect poate fi dus la bun sfârșit. Poate și în momentul ăla mai există unele riscuri, dar poate avem o certitudine că pornim la un drum pe care, sigur, greu, cu suișuri, cu coborâșuri, vedeți, în asta au crescut foarte mult prețurile, avem foarte multe ajustări de prețuri pe legislația actuală, pe creșterile reale din materialelor, a manoperei. Asta a înfrânat, presupun, că și modul în care să fie terminate în termen lucrările, pentru că creându-se aceste recalcule, automat s-au stopat. Da, și este o problemă pentru administrațiile care au scris și au implementează proiecte foarte mari, proiecte de zeci de milioane de euro, pentru că... Este și cazul Orăștiei? Da, 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 avem proiecte de zeci de milioane de euro. Neavând o sursă de finanțare, de cofinanțare, clar ar putea să blocheze orice proiect. Pentru că statul vine și zice ajustăm prețurile sau fondurile europene din diverse și neprevăzute. Sigur, acele sume nu ți ajung ca să acoperi toate creșterile acestea de preț cu 30-40% din valoarea inițială a proiectului care a fost câștigat. Și atunci sumele respective trebuie să le aloci de la bugetul local, iar o primărie care nu are resurse, este foarte greu să implementeze aceste proiecte în momentul de față. Și țineți cont că acum, astăzi, ne apropiem, mai avem 4 luni din acest în 4 în care trebuie să finalizăm proiectele. Nu știm ce va fi de la anul, nu știm dacă vor fi prelungite aceste contracte de finanțare, dacă vom putea obține și de la anul
sume ca să finalizăm aceste obiective, dacă nu va trebui fiecare administrație să le finalizeze din bugetul local. Altfel pierde banii și va fi nevoită să dea toți banii înapoi. Da, înapoi. Asta înseamnă că pe majoritatea, nu doar în cazul Orăștiei, dar majoritatea municipiilor, orașelor, UAT-urilor, la urma urmei, care au proiecte în desfășurare pe fonduri europene, după data de 31 decembrie, riscă, dacă nu se vor găsi alte finanțări, să trească să găsească tot felul de soluții. Da, sigur că da. Și proiectele de finanțare europene, să știți, sunt unele care au cofinanțare 2%, dar sunt și proiecte în care avem cofinanțări foarte mari. Ultimele două proiecte, o să vorbim probabil astăzi despre ele, care le-am finalizat, au avut cofinanțări de peste 3 milioane de lei, fiecare în parte. Care a trebuit suportat din bugetul local. Da, cofinanțări inițiale. Sigur că pe parcursul proiectului sumele s-au majorat și am tot ajustat prețurile până am reușit să finalizăm lucrarea. Deci este o perioadă extrem de grea, extrem de grea. Nu să vă lucrurile acestea, să știți, și nu cred că vorbește nimeni despre... Tocmai de aceea e important să le spunem, pentru ca oamenii de acasă, cetățeanul, să înțeleagă cât de greu este cu aceste proiecte pe fonduri europene, că nu este chiar atât de simplu. Îl facem un proiect, îl semnăm, după care rapid îl și implementăm. Pot apărea atâtea probleme de-a lungul timpului și există chiar riscul ca atunci când dorim să semnăm alte proiecte, să riscăm să nu mai putem pentru aceste cofinanțări, că va trebui din bugetul local suportate alte cheltuieli. Vă afectează pentru viitoarele proiecte pe care dumneavoastră doriți să le accesați? Știu că studiați foarte îndeaproape tot ce înseamnă ghidul tuturor fondurilor care urmează să fie acordate municipalităților. Da, sunt două lucruri distincte de care ar trebui să vorbesc în momentul de față. Unul este categoric, toată lumea simte cum au crescut prețurile, te duci la magazin, prețurile au crescut, vrei să faci ceva acasă, să zugrăvești, chiar o zugrăveală simplă, banală, nu te mai costă 200-300 de lei, te costă mult mai mult, deci materiale, vorbim de materiale, deci la fel este și în aceste obiective de investiții ale primăriilor, prețurile au crescut, sigur s-a creat o legislație care ajustează prețurile și permite să intrăm într-o legalitate, pentru că un obiectiv de investiții, dacă l-ai scos la anumită valoare, este obligat să-l duci la final pe valoarea respectivă. Sigur, folosind un capitol de diverse și neprevăzute care este separat. Dar s-a schimbat legislația și a permis, și este un ajutor pentru administrațiile locale, să facă ajustările de preț, pentru că altfel s-ar fi blocat orice constructor, că ar fi trebuit să vină cu bani de acasă. Nimeni n-ar fi venit cu bani de acasă să finalizeze lucrările. Dar acele parte de ajustări nu pot fi suportate numai din valoarea investițională de la început. Și atunci trebuie să aloci sume de bani de la bugetul local ca să poți duce proiectul la bun sfârșit și să poți plăti acele facturi emise de către constructor. Asta este, sigur, latura aceasta, că omul trebuie să vadă că e greu, sau cum s-a scumpit la el, cum se scumpesc toate, s-a scumpit și la noi administrația publică locală. Adică nu este un sac fără fund în administrația publică locală și acolo există niște bani care trebuie gestionați și este foarte greu când modificările acestea de preț intervin. Exact. Mai sunt câteva probleme pentru că tot apar. Adică lucrurile nu se finalizează astăzi. În momentul de față pregătim proiecte pe programele operaționale viitoare, pe tot ce înseamnă fonduri guvernamentale, pe fonduri de mediu. Dau un exemplu, panouri fotovoltaice, obiective pe care le ar avea orice administrație. Tranziția justă, să nu uităm că județul Hunedoara face parte din acest... Săptămâna viitoare o să avem o discuție iar de clarificări pe tranziție justă. Deci sunt foarte multe obiective, dar aceste obiective pe care noi ni le propunem să le realizăm, ele trebuie să fie duse la un stadiu de proiect tehnic. Adică ca o administrație publică locală să poată depune un proiect și să fie eligibil și să primească finanțarea, trebuie să parcurgă niște pași, să facă niște studii de fezabilitate, să obțină niște avize, să obțină autorizația de construire în baza proiectului tehnic, care era altă etapă. Deci sunt niște pași foarte lungi. Acești pași, în timp, cât ocupă? E foarte important și asta de punctat, domnule primar. Minim 6 luni de zile. Minim 6 luni minim de zile. Minim 6 luni de zile, dar este foarte greu, deci în condiții optime, dar în mod normal cam un an. De ce?
Pentru că în momentul în care aloci sume de bani pentru studiul de fezabilitate, nu poți să aloci și pentru proiectul tehnic. Trebuie să parcurgi etapa aprobi, studiul de fezabilitate în Consiliul Local, aloci sumele, rectifici bugetul, aloci sume, faci proiectul, aprobi indicatorii în ședința de Consiliu, studiul de fezabilitate, după care faci o nouă rectificare, care nu poate fi făcută în primele 6 luni, trebuie să faci în a doua decadă anului, în care să aloci sumele de bani pentru proiectul tehnic, să mergi mai departe și să ajungi la etapa în care poți să depui proiectul. Deci durează foarte mult și nu doar că durează, costă foarte mult. Sunt foarte multe sume de bani. Deci orice proiect acum de infrastructură de milioane de euro, gândiți-vă, la rândul lui costă sute de mii proiectul. Fazele acestea de hârtii care se realizează, consultanța, hârtiile... Care astea toate trebuie suportate din bugetul local. Exact. Chiar dacă ele le poți deduce la final, în momentul de față trebuie să ai sumele de bani ca să le aloci. Nu cred că este o administrație, cel puțin... Și exact cum spuneați, trece de la un an la altul, adică vorbim deja de 2 ani bugetari diferiți. Da. Și aici vreau să atrag atenția, pentru că era o situație specială și poate ne aude cineva că... Avem destui parlamentari, dar nu prea aud ce spunem noi. Haideți să le atragem atenția. Pe ce anume? Deci să fie atenți la ce spunem în perioada următoare. Rectificările, sigur, rectificările bugetare care apar să fie cu destinație. Dom'le, ai proiecte și vrei să faci proiecte, să scrii studii de fezabilitate, proiecte în casă, poți depune pentru viitoarele proiecte. Pentru că avem, este o discuție, avem sume prealocate și ar trebui în mod normal să și obținem finanțare. La o eventuală rectificare bugetară, alocați sume pentru lucrul acesta. Statul român alocă sume numai pentru a acoperi găuri, pentru a plăti salarii în administrațiile acestea mai micuțe care nu se pot întreține și iar este o discuție, n-aș vrea să... Sau am putea să intrăm eventual în discuția. Ar fi indicat, pentru că este foarte important, să spunem așa, o modificare din aceste puncte de vedere. Deci pentru că n-ar trebui... foarte multe comune care în momentul de față nu-și justifică activitatea. Sunt cu o populație cât există într-un cartier. Dar politicienii ar trebui să fie cinstiți și să spună așa fața alegătorilor că nu mai merge așa. Sunteți, spuneți. Nu mai merge așa. Nu se mai poate. Nu se mai poate să plătim în țara asta salarii și să nu ne gândim la investiții și la ce este benefic pentru oameni. Și să nu mai păcălim oamenii. Domnule, o să vină, o să treceți la municipiu, o răștie, comuna XYZ și gata, vă trece, impozitele vă cresc. Nu, hai să ne punem la masă, să gândim o strategie cum s-ar putea realiza lucrul acesta. Există varianta, spre exemplu, să se poată, dacă s-ar, acum noi vorbim la general, ca o idee care ar putea fi în an de zile implementată. Există, spre exemplu, varianta ca în cadrul municipiilor Răștie să fie afiliate încă câteva comune, dar cărora în timp să nu li se crească la nivelul de municipiu taxele. Orice se poate face creând un cadru legislativ adecvat. Dacă se vrea. Dacă se vrea. Asta am vrut să spun. Politicienii ar trebui și campania electorală de anul, campaniile electorale de anul viitor ar trebui să fie axate pe lucrul acesta. Cum reorganizăm administrativ țara, astfel încât să funcționeze mai bine, să fie mai eficientă, cu administrații mai suple, eficiente, cu nu cu atâtea structuri. Avem 11.000 de autorități care se calcă pe picioare. Nu vreau să dau exemplu, că chiar nu vreau asta să supăr pe nimeni și să spun despre atâtea instituții care se calcă una pe alta și au aceleași atribuții pe care le are și care le-ar putea face o administrație publică locală. Deci trebuie o reorganizare administrativă. Trebuie să spune oamenilor, va fi reorganizat, va fi referent, sigur, trebuie modificată Constituția, sunt mai mulți pași care trebuie făcuți, dar trebuie să vorbim deschis. În cât timp credeți că ar putea fi implementat o astfel de schimbare? Cred că în 4-5 ani ar putea fi, ținând cont că trebuie să prindem un ciclu electoral. Nu o să facă nimeni înainte de alege referendum pe reorganizare administrativă, că nu vrea nimeni să bulverseze lucrurile. Deci, în anul următor, lucruri majore nu se vor întâmpla. Să nu vă imaginați, chiar dacă se vorbește acum despre o grămadă de... Deci, scoatem din calcul că în anul 2024... Dar ar trebui să fie chiar cuțitul la os, ca să
cineva să ia taurul de coarne acum, înainte de alegeri. De asta nu ne aude nimeni. Există posibilitatea Uniunii Europeană să ne impună acest lucru? Ne impune Uniunea Europeană foarte multe lucruri, dar nu spun politicienii ce ne impune. Am înțeles. Dar trebuie să facem această reorganizare pentru binele nostru și trebuie să explicăm oamenilor, să mergem în teritoriu, să explicăm oamenilor, domnule, este benefic pentru fiecare dintre voi să avem o administrație, nu veți avea mai mult de lucru să spunem, o să mergi, că o să apară teorie, o să mergi la sute de kilometri să-ți plătești nu știu ce, nu exclus. Trebuie să găsim soluții astfel încât omul să sufere cât mai puțin în interesul oamenilor și să nu plătim atâția oameni în administrațiile publice locale. Deci sunt extrem de multe instituții care se calcă pe picioare, care ar trebui desființate. Trebuie să vorbim deschis. Asta e realitatea. Ne place, nu ne place. Trebuie să o spunem. Așa este. Sunt total de acord cu dumneavoastră. Și vă mai spun un lucru. Vrem, nu vrem, o să se facă lucrurile acestea. Dar e păcat să nu vorbim înainte de alegeri, să fim cinstiți cu oamenii, să le spunem dinainte, uite, asta urmează și asta se va întâmpla. Că vrem, nu vrem, ne asumăm că trebuie să se sacrifice la un moment dat și politicienii, nu doar oamenii, pentru a trece prin toate perioadele acestea tranzitorii. Anul viitor se va întâmpla. Eu sunt, nu anul viitor, peste 2 ani, după alegeri, se vor întâmpla lucruri, pentru că nu mai merge așa. Nu mai merge. Acum, anul viitor, sunt foarte convinsă că va fi un an, să spunem, plin de tot felul de evenimente, ținând cont de faptul că o să avem atâtea seturi de alegeri. Vreau să ne întoarcem un pic acum la municipiul Orăștie și să vorbim, de exemplu, despre grădinița care este de pe strada Luncii, care a fost chiar astăzi, în data de 30 august, a fost finalizată recepția. Da, sunt obiective, așa cum am spus, care vin pe programele operaționale, fonduri europene, cofinanțări destul de mari la aceste obiective de investiții. Așa a fost ghidul de finanțare și au fost multe cheltuieli neeligibile care a trebuit să le suportăm din bugetul local. Este o grădiniță într-un cartier al municipiului Orăștie. A fost acolo o casă care pe parcurs s-a transformat într-o grădiniță inadecvată pentru această activitate, dar foarte bine văzută. Niște oameni extraordinari care au lucrat aici. Practic, acest imobil s-a demolat aproape în totalitate. Cred că au rămas un perete sau doi și s-a refăcut cu etaj, cu toată structura, da, toată de la structura, fundație începând. Da, este un obiectiv important, spun eu, și repet, sunt foarte mulți copii în zona respectivă. A avut un renume foarte bun, foarte multă lume își aducea copiii aici, chiar și din oraș, el fiind undeva mai la periferia municipiului Orăștie. Este o grădiniță cu program normal, acum ținând cont de faptul că ne aflăm pe ultima sută de metri, da, și urmează să înceapă grădinița, școala. O grădiniță cu program normal. Acum, știți, o să se pară paradoxal ce să spun, probabil că la 11 sau 1 septembrie nu se putem să-i dăm drumul. Și vă spun de ce, pentru că această recepție a lucrării nu înseamnă și obținerea vizelor. Noi, în momentul în care semnăm recepția și avem toate documentele de la recepția finală, trebuie să depunem documentația pentru obținerea vizelor de funcționare a grădiniței și eu personal nu-mi doresc să dau drumul la un obiectiv nou fără să am toate aceste avize. Doamne ferește, se întâmplă ceva, cade direct în răspunderea mea a primarului această funcționare fără avize. Și atunci prefer să mai lungim câteva zile, poate săptămâni, până obținem toate avizele, avem toate hârtiile în regulă, mutăm copiii în grădiniță și dăm drumul la obiectiv. După cum vedem, toate, inclusiv unitățile sanitare, arată extraordinar de bine. Am văzut că este tehnologie de ultimă oră în cadrul acestei grădinițe. Mobilierul tot este nou. Nu mai rămas nimic din vechiul cor de clădire, așa cum am spus. Rețele, tot. Deci este o clădire efectiv nouă. Chiar dacă este pe vechiul amplasament, este o clădire efectiv nouă. Când ați început acest proiect, domnule primar? Asta ca să înțeleagă oamenii cât durează. 2 ani au început lucrările la acest obiectiv. Cred că efectiv în momentul în care am scris studiul de fezabilitate să fie la 5 ani în urmă.
Exact ce spuneați, este nevoie de cel puțin minim două mandate pentru a putea fi niște proiecte implementate și finalizate. Trebuie să învățăm un lucru, trebuie să învățăm și vreau să le transmit pe această cale celor din Orăștie. Totdeauna vrem, noi tot vrem să cârpim, să reparăm, să facem, să punem. Să știți că sistemul occidental nu mai funcționează așa. Ei vrea totul la zero, știți unde sunt administrații și state puternice, fac așa, numai tot cârpesc, tot schimbă trei ferestre, vopsesc gardul și mai nu știu ce mai fac pe acolo, dar trebuie să pornim de la zero, să curățăm tot terenul și să construim clădiri nou. Dacă vrem să fim o administrație care se pretează, pentru că, vă spun, și legislația se schimbă. Am avut și am întârziat, cred că o lună de zile, din cauza modificării legislației, pentru că a trebuit să montăm niște camere de supraveghere cu care să poți deschide poarta într-un anumit fel, care trebuia avizat de către poliție și nici nu era în autorizația de construire. La momentul în care noi, în urmă cu 5-6 ani am început proiectul, nu erau impuse prin legislație aceste lucruri, ele au venit pe parcurs, dar la recepția finală a trebuit să le avem toate puse și a trebuit să facem din nou procedură, să le achiziționăm, să le punem, să le montăm. Asta e România. Da, tot timpul, să spunem, schimbăm regulile în timpul jocului. Da, așa cum este, este foarte bine în România. Am discutat înainte de emisiune. Da, așa este, așa este. Sunt foarte multe și puncte forte în România. Exact. Avem o grămadă de lucruri frumoase. Este minunat să trăiești în România. Asta acum și, credeți-mă, nu vorbesc așa ca să fac pe plac cuiva sau să spun. Analizați toate aspectele și o să vedeți că este foarte bine la noi. Dacă de multe ori avem tendința de a vedea doar ce este frumos dincolo de granița României și nu suntem atenți chiar la toate detaliile, detalii care de foarte multe ori fac diferență, o diferență majoră. Exact. Am vorbit de cei care merg la grădiniță. Un alt proiect pe care l-ați finalizat în data de 31 iulie, ați avut recepția, este vorba despre creșa din Orăștie, cei micuți care o să vină în acest an și ei își încep așa, să spunem, activitatea în viața socială a Orăștiei. Am finalizat și acel obiectiv tot pe fonduri europene, tot cu o contribuție extrem de mare, cred că 40% din valoarea de investiție a fost de la bugetul local, un efort financiar pe care l-am făcut împreună cu Consiliul Local, pentru că acești bani au venit de la Consiliul Local, partea aceea de 40%, și ne bucurăm că a fost finalizat. Am obținut aici avizele, autorizația, recepția. Ne bucurăm pentru fiecare lucru nou pe care îl realizăm în Orăștie, la standardele actuale, pentru că aici am putut să schimbăm tot și să venim cu o viziune nouă, să găsim un spațiu. Am demolat o clădire aici, o clădire veche de sute de ani, pentru a construi cele două obiective. Se vede în fundal încă un obiectiv pe care l-am finalizat tot în acest mandat, o grădiniță cu program normal. Tot pe fonduri europene. Da, dar ea este în funcțiune și funcționează de un an de zile. Această creșă, unde este situată în Orăștie? Pe strada Luminii, în incinta școlii gimnaziale. Sigur, are o intrare separată din... În apropiere și de Colegiul Național Aurel Laicu, liceul, îmi cer scuze. Liceul, se vede în fundal. Da, și se vede în fundal. Se pare că ați pregătit noul an pentru cei micuți să vină niște condiții extraordinare. O parte din ele, pentru că avem foarte multe obiective în Orăștie, creșe, grădinițe, școli. Dar încercați în fiecare domeniu, an de an, să veniți cu investiții. Acum toată lumea este realistă, nu se pot face toate deodată. Categoric, nu se poate schimba totul dintr-o dată, că ar fi nici foarte frumos. Nici primăvară nu se face cu o floare. Da. Avem obiective pe care ni le-am propus pentru un nou exercițiu financiar pe fonduri europene. Avem obiective pe care ne dorim să le
realizăm, cum am spus, grădinițe care trebuie modernizate, trebuie schimbate fluxurile în aceste grădinițe. Eu mi-aș fi dorit să existe finanțări pentru a construi de la zero. Nu există decât pentru reabilitare? Pentru reabilitare. Dar aici, ca o paranteză, avem în implementare un proiect încă o creșe în municipiul Orăștie, în zona Arena Park, pe strada Târgului. Este câștigat proiectul, este în procedură de realizarea proiectului tehnic, a adaptării proiectului tehnic, că sunt niște proiecte stase acolo, dar ele vor fi adaptate pentru locația respectivă și vom da drumul la o nouă creșe. Din păcate avem o problemă cu un obiectiv de investiție, așa cum am spus, constructorul a avut probleme, se pare că intră în procedură de dizolvare și atunci trebuie să găsim, să reziliem contracte, să facem expertize tehnice și să mergem mai departe pentru a continua acel obiectiv de investiții. Asta înseamnă creșa municipală din zona Picazului. Da, pereți de executat. Din păcate spun, există și situații de genul acesta, trebuie să spunem, nu ni le dorim, dar încercăm să găsim soluții pentru că trebuie să finalizăm și acele proiecte, probabil o parte din sume, pentru că nu se mai poate realiza la valoarea de atunci, o să trăiască să le suportăm de la bugetul local. Deci uite așa, astea sunt probleme de zi cu zi și eu vă spun aici doar 0,1% din problemele pe care le avem zilnic, dar există. Care intervin fără a lua nici măcar o secundă în calcul că există posibilitatea. Că în momentul în care, există, spre exemplu, riscul acesta, da. Există o licitație, mai stai așa cu frică, vai, o să fie contestație, atunci iarăși îmblochează, înfrânează, pentru că și aceste, să spunem, orgolii la de contestații. De 6 luni de zile sunt cu un proiect doar în contestații și în procese prin curtea de apel peste tot. Se contestă 3 firme la orice decizie. Cu CNSC-ul, cu noi, cu instanța, cu toată lumea. Se contestă în continuu. De 6 luni de zile, mai bine de 6 luni de zile, cred că am ajuns la 9 luni de zile, nu putem să luăm o decizie și să dăm ordine de începere pentru că el... Sunt deci întâmpinați și dumneavoastră exact, astfel de situații. Despre ce proiect continuu este vorba? Este vorba de proiectul de iluminat public și acolo avem un termen foarte scurt din momentul în care o să semnăm contractul și eu sper ca și acel proiect să-l reușim să-l ducem la bun sfârșit. Sper să mai avem timp să-l ducem la bun sfârșit. Pentru că altfel, din cauza acestor contestații, nu mai puteți să vă încadrați în termen și riscați să pierdeți exact, efectiv finanțarea. Exact. Asta e legislația românească. Oricine poate să conteste orice. Nu este normal. Așa este. Este și mai este un lucru care ar trebui să ne dea putere nouă primarilor, astfel încât să ne facă o legislație ca să putem dispune încât un constructor, dacă vine la o licitație, o câștigă și nu duce un proiect la DEVA, spun, la bun sfârșit, ca să-mi dau exemplu Orăștiei, să nu se mai poată prezenta la Orăștie sau la HATSEC sau la Hunedoara la altă procedură. Până să nu mai aibă încheie dreptul de înscriere. De înscriere. Și atunci eu zic că am evitat foarte multe probleme. Dacă nu este un construct, să avem noi posibilitatea asta. Altfel, noi, administrațiile și colegii mei care sunt pe achiziții publice, sunt nevoiți să meargă după legislație, să ia prețul cel mai mic de cele mai multe ori, știind de multe ori că nu e un constructor care este capabil să ducă proiectul la bun sfârșit, dar nu avem nicio alternativă să-l dăm afară. Atâta timp cât îndeplinește și proiectul tehnic și proiectul și atunci, economic, financiar. Atunci tragi de el, te rogi de el, tragi de el ca să încerci să faci până nu se mai poate. Foarte multe probleme întâmpinați în fiecare zi pentru dacă ai proiecte. Chestie. Dacă corect, ai proiect. Bine dacă... punctat, domnule primar. Deci dacă nu faci nimic, nici nu greșești. Deci, și nici nu te doare capul. Nu te doare capul. Bine, te critică așa adversarii, dar nici nu greșești. Dacă te apuci și ai multe proiecte, ai și multe probleme. Și cum am spus, astăzi, pe această inflație și pe această creștere de prețuri, având multe proiecte, ai și multe cofinanțări. Deci aici a prins toate administrațiile harnice, să spun eu, administrațiile harnice care au avut proiecte, au scris proiecte și au avut proiecte de implementat zeci de milioane de euro, așa cum are municipiul Orăștie, zeci de milioane de euro, au avut cofinanțări de milioane de euro care au căzut în sarcina administrației să le pună ca să le poată duce la bun sfârșit. Nimeni n-a venit să zică
la o rectificare. Dom'le, hai să nu mai dăm bani numai pe salarii și pe să închidem găuri, hai să dăm bani și la cei performanți ca să-și ducă proiectele la bun sfârșit, să nu blocăm proiecte. Nu este care doresc să evolueze, care doresc să investească. Orăștia este singurul municipiu din județul acesta care nu beneficiază de sume de echilibrare de la bugetul local, pentru că, Doamne ajută, avem o economie performantă la nivel de Orăștie, o economie privată care funcționează, care aduce plus valoare, care aduce impozite pe salarii decente, care sunt venituri la bugetul local și care ne permit nouă să implementăm toate aceste proiecte. Deci singura administrație, repet, singura administrație din județul Hunedoara care se descurcă singură și care nu primește sume de echilibrare de la buget. Și care și apreciază mediul privat care se implică în dezvoltarea municipiului. Da, este o discuție cu mediul privat, să știți, am mai spus la dumneavoastră neînțeles. Sigur, când vine un privat, credeți-mă, primul principiu, nu mai fac nimic, mă ocup de acel privat, să văd cum îl putem ajuta împreună cu colegii, cum putem să-l sprijinim să nu plece de la Orăștie. Asta e primul lucru. Chiar dacă am 100 de probleme lângă mine, asta e principalul lucru, să încerc să-l țin, să văd ce probleme ar avea și unde l-am putea ajuta. Dar tot din ce ne spun privații, o să vă fac să râdeți ce mi-au spus odată și întrebam pe un domn, o firmă mare din Orăștie, cu ce ar putea administrația locală să vină în sprijinul dumneavoastră? Să-l încurce. Da, exact. Ați văzut? Spune un om din mediul privat. Da. A zis, domnul primar, să nu ne încurcați. Ok. Am văzut foarte bine. Deci, de multe ori este important nici să nu încurci. Atunci când vine cu o solicitare, cu autorizație, cu o solicitare pentru unele documente care vedeți cum se mișcă la noi, se mișcă extrem de greu, că mută o hârtie dintr-un birou în celălalt și de multe ori aici cred că este iarăși o situație. Să creăm aceste birouri unde mergem o singură dată cu o cerere, nu cu aceeași hârtie suntem plimbați de la departamentul X la departamentul Y, la caseria Z, ne întoarcem din nou la biroul X, ni se spune totuși mai e nevoie de încă un document, dar care este eliberat de biroul Y. Nu mă provocați. E o situație cu care fiecare cetățean în parte, deci, din păcate, se confruntă. Este un paradox și mai mare. Am scris proiecte de finanțare europene pentru digitalizare, da? Am scanat retrodigitalizare, adică retrodigitalizare însemnând că documentele vechi toate le-am scanat, le-am introdus în baze de date, le-am făcut, tot ce intră în primăria municipiului Orăștie este scanat, îi se dă un cod de bare, îi se face tot ceea ce trebuie, dar știți ce am făcut? Ne-am îngreunat munca. Pentru că acum lucrăm și clasic, și mai lucrăm cu două documente, adică și le avem și acolo și aici, adică ne-am îngreunat munca nouă, de zeci de ori. Deci dacă nu se schimbă legislația, să ne mai oblige să mai facem și fizic, să mai umblăm cu hârtiile, da, cu semnătura electronică, în fiecare zi stau câteva ore să semnez la hârtii, să citesc și să semnez. Este documente în care n-ar trebui primarul să vină să se nu le citesc, deci, sincer, sunt documente care nu le mai citesc, că nu sunt atât de importante și n-ar trebui să mai vină să semnez eu. Să-și asume responsabilitatea funcționarul public care este acolo și să semneze, să-și asume responsabilitatea, este responsabilitatea directă a lui. Ce să mai semneze și primarul? Sigur, sunt documente care se spune că țin direct de primar și acolo reclasificăm. Care este principal de credit, da, ajutoare sociale, anchete sociale și toate lucrurile n-ar trebui să mai ajungă și n-ar mai trebui să mai fie atâta birocrație încât noi, în momentul de față, să mergem și cu parte online și cu parte fizic. Doamne, nu mă lăsa că nu știu unde ajungem dacă dar tot așa. Dar când se vor întâmpla în aceste lucruri să reușim în administrațiile să din online. Occident am fost cu colegii mei pentru că am câștigat pe proiecte și am avut posibilitatea pe proiecte să mergem să facem schimb de experiență cu alte administrații din din Uniunea Europeană. Da. Nu vezi o hârtie pe masă. Nu aveau hârtie pe masă. Le-am întrebat, dar unde sunt hârtiile? Păi de ce să mai facem cu hârtiile dacă avem calculatorul? Că asta este. Ei sunt cu laptopul după ei. Exact. Deci, foarte simplu și ar trebui să ne învățăm iarăși cu aceste instrumente de plată online să le plătim, să nu mai facem cost la administrațiile publice locale, să fim transparenți și lucrurile să funcționeze
mult, mult mai bine. Să nu ne gândim de unde să luăm hârtia aia, să o ducem la X, la Y, la Z și ține oamenii pe holurile primăriei și se enervează. De multe ori avem nevoie de o zi de concediu pentru a putea rezolva o situație. Și depindem de un funcționar public. Aici vreau să ajung până care la urmă. Care de multe ori nu îi tratează cel mai... Exact. Poate într-o zi nu se simte bine, poate într-o zi nu are și atunci. Oamenii văd, sigur, sunt discuții aici de ce trebuie acel funcționar să rămână aici, să meargă în altă parte, unde nu trebuie să fie deschis și să... Comunicativ, sociabil, da, empatic. Să trebuie să fie deschis. Dar cred că trecerea aceasta ar trebui să fie făcută cât mai rapid și legislația ar trebui modificată astfel încât să nu lucrăm cu două sisteme. Timpul trece foarte repede, domnule primar, și vreau să mai vorbim despre centrul municipiului Orăștie. Acolo ați avut de-a lungul timpului, pe parcursul implementării proiectului, tot felul de discuții. Ba cu cetățenii, ba cum a fost. Acum ați reușit să-l finalizați. Chiar rog colegii din regie să-și pregătească materialele, pentru că este extraordinar cât de frumos a ieșit centrul din municipiul Orăștie. Trebuie să recunosc și felicitări că ați reușit să-i dați și viață deja. Au loc evenimente culturale în cadrul pietonalei. Anul acesta, în vara aceasta, a fost pentru prima dată opera Night în municipiul Orăștie. Da, este un obiectiv foarte important. Am muncit ani de zile. Eu sunt foarte mândru de el și sunt încântat. Aici este o amprentă a primarului Bălan. Nu cred că poate să spună cineva altceva, dar am vrut că pe lângă toate aceste străzi, grădinițe, creșe, obiective de investiție care le-am avut și pe care erau normale să le realizăm, această schimbare și această amprentă a zonei centrale am vrut să rămână ceva cu totul deosebit, care să dăinuie cel puțin 100 de ani de acum încolo. Aici va rămâne lucrurile astea. Ne place, nu ne place, celor care nu le place, poate se acomodează, poate unii dintre ei au început și chiar le place. Ce spun că nu le place? Discuțiile au fost inițial de zona verde, pentru că atunci când faci construcții, sigur, zonele verzi nu mai sunt atât de vizibile când lucrezi, când este într-un șantier. Ei, acum se pot vedea zonele verzi, că nu a fost o diminuare, așa cum s-a spus, este o diminuare cu 10-15% a zonelor verzi față de cele existente. Da, dar în schimb avem pe centru fântâna arteziană care există trei fântâni arteziene, avem pe zona centrală, chiar patru cu cea din fața primăriei. Sunt lucruri care rămân, lucruri care, sigur, sunt și frumoase și din piatră cubică, nu sunt făcute nimic din granit, totul este din granit, din piatră cubică, nu este din ciment ca să ne trezim peste 3-4 ani că se exfoliază, că se strică, deci ele vor dăinui mulți ani după ce noi nu vom mai fi. Ce să zic? Acest obiectiv face parte din viziunea de acum 12 ani. Atunci am gândit ce pot eu să fac ca și primar în primul mandat ca să rămână în timp. Sigur, s-au adăugat toate aceste proiecte colaterale, străzi, trotuare, apă, canalizări, multe. Parcări. Parcări, da? Dar ce ar trebui să faci ca să rămână? Să dăinuie. Să rămână în timp, să rămână o amprentă, că se va vorbi, că ne place, că la unii adversari politici care critică sau nu critică sau critică numai așa de fațadă, nu le place că rămâne. Lucrurile se mișcă, da, că se văd diferențe, că se implementează proiecte, dar pentru că s-a schimbat rămâne total, da, centrul din Orăștie. Da, și... Deci, cum am spus, în urmă cu 12 ani am făcut acel plan urbanistic zonal, centru protejat. Acest obiectiv de investiție a necesitat o cercetare arheologică la fața locului, supraveghere arheologică, achiziție de imobile. Gândiți-vă că pe zona centrală am mai achiziționat 6.000 de metri pătrați, am mai achiziționat sediu de la Casa de Cultură, o parte din sediu care era unui operator privat. Am achiziționat imobile, am achiziționat terenuri de la privați ca să putem și anul acesta achiziționăm un magazin și un cor de clădire. Eu sper
sau mă gândesc că e posibil să-l demolăm pentru a pune în valoare cetatea Urăștiei. Deci am achiziționat clădiri pe care le-am demolat, clădiri fără valoare istorică, neavând această definiție de monument istoric, care le-am putut și ne-a permis prin proiecte să le demolăm. Și, sigur, foarte mulți bani. Și nu se pot face lucrurile de azi pe mâine. Deci dacă vă imaginați că lucrurile se transformă așa, uite ce s-a transformat, cel mai mult văd și vor vedea oamenii care au fost plecați din țară și care se întorc. Pentru că văd direct diferența. Pentru care li se pare o transformare radicală a zonei centrale. Și toate aceste patru obiective pe zona centrală, care sumează peste 20 de milioane de euro investiții, vor lăsa amprenta. Va fi un centru frumos, un centru de care suntem mândri. Un centru care să atragă inclusiv turiști. Care să atragă turiști. De fapt, acesta este obiectivul, să știți. Am vrut să fac Urăștie o poartă spre cetățile dacice, o poartă în care oamenii se poate veni să aibă obiective turistice. Urăștie, dacă venea cineva din exterior, spune, ai o cetate, da, dar nu se poate vizita. Și ce aș putea să vizitez la Urăștie? Eventualul catedrala din centru. Ei, acum sunt câteva obiective pe zona centrală. Cetatea va fi Muzeul Civilizației Dacice, va fi această casă de cultură modernizată și transformată, renovată. Și aici v-ați bătut extraordinar de mult, pentru că sunt instituții care nu sunt în subordinea dumneavoastră și atunci automat nu puteați interveni pentru a le moderniza, pentru a... Ba da, sunt în subordinea noastră. Casa de Cultură este în subordinea noastră, dar am făcut un parteneriat cu Consiliul Județean pentru a putea realiza aceste obiective de investiții și pentru de exemplu, Muzeul Civilizației Dacice. Este un obiectiv, este singurul muzeu din România care se referă doar la civilizația dacică și, dacică. Și atunci, fiind o poartă spre cetățile de la Sanu Segetuza, ne-am gândit să reușim în timp să atragem cât mai multe obiective și obiecte descoperite la Sarmi Segetuza, pentru că ele trebuie să fie la Urăștie, nu trebuie să fie din muzeele din țară, trebuie să rămână la Urăștie, pentru că acolo este locul lor. Acolo... Și istoria spune în munții Urăștiei. Exact. Totul este legat de Urăștie. De această zonă extraordinar de frumoasă, care trebuie pusă în valoare. Și acum urmează ca mediul de afaceri să vină în paralel și să creeze acea infrastructură turistică astfel încât oamenii să poată rămâne peste noapte la Urăștie, să aibă cum să-și petreacă timpul. Cel puțin 6-7 zile, că asta le spun la foarte mulți, ca să reușești să ții un turist, trebuie să-i găsești ceva nou în fiecare zi, să-i dai să facă. Într-o zi să meargă... De zi, să-i creezi o agendă pentru 6 zile. Exact. Într-o zi poate să meargă la Hunedoara, da, un exemplu, să meargă la Hunedoara, într-o zi să vină la Deva, să meargă la Cetate, să meargă la Simeria, să găsim ce să facă omul acela 7 zile, că nu-l putem ține un om 7 zile să stea doar în Urăștie, doar, dar să fie un punct de unde poate să plec și să aibă obiective de vizitat. Așa cum am spus, și zona cetăților și cei care vin la aceste pensiuni care s-au deschis pe Valea Urăștioarei să poată veni la Urăștie să aibă și aici obiective de vizitat. Și cum am spus, muzeul să fie un fel de obiectiv unde omul vine, vede ce a fost în munții Urăștiei, vede aceste descoperiri, chiar dacă unele dintre ele vor fi replici, după care poate să meargă la Sarmi Segetuza să viziteze, având în minte o imagine a acestei capitale a Daciei. Da, pentru a înțelege exact cum trăiau dacii în munții Urăștiei. Asta vrem să facem în acest muzeu. Și totodată muzeul are o poartă care va duce în cetatea Urăștiei și această cetate renovată tot cu prin fonduri europene. Da, avem și un filmuleț pregătit cu cetatea din Urăștie. Cât ați alocat? 5 milioane de euro. Este un proiect de finanțare europeană care încorporează toate aceste obiective, iar cei care se ocupă de muzeu vor asigura și ghidajul în cetate, adică din muzeu intră direct în cetate. În cetate. Da, după care încercăm să mai aducem obiective turistice în această zonă pentru a diversifica un pic. Vrem să cumpărăm o moară, vrem să
punem în valoare acea moară, vrem să mai găsim obiective pe zona centrală, astfel încât omul să aibă unde să meargă, unde să-și petreacă câteva ore în orăștie în care să zicem, uite, nu s-a plictisit, are tot ce face și, desigur, să nu uităm terasele și restaurantele de pe zona centrală, care trebuie să fie la înălțimea așteptărilor turiștilor. Vă implicați până și acolo, tot timpul toate să fie ca la carte. Da, pentru că ne-am gândit și la o parcare, așa cum am spus, am achiziționat teren, pe tot, am demolat toate clădirile acelea vechi, am realizat o parcare pentru mașinile care vin pe zona centrală. Și, desigur, o să punem taxă pe acele parcări, că altfel vine unii dintre locuitorii din Orăștie și lasă cu săptămânile mașinile acolo. Da, o să fie niște parcomate de astea puse din diferite locuri unde omul vine și plătește o taxă. Și atunci, sigur, va fi mult mai risit, iar cei care vin vor avea posibilitatea să parcheze mașinile. Foarte bine v-ați gândit, ținând cont de faptul că în alte municipalități, acele locuri care trebuiau să fie destinate fie vizitatorilor, fie chiar cetățeanului de rând care să-și rezolve niște probleme, au fost încheiată cu 24 de ore pe 24 de ore către apartamente. Da. Ceea ce nu e cea mai bună variantă și soluție. Nu, o zonă centrală blocată, sigur trebuie să creeze o infrastructură în jur, trebuie să creeze acele fluxuri de, și acel pus CP a avut și studiu de circulație pentru zona centrală, cum vor fi, cum se vor desfășura pe străzile existente circulația și vom fi nevoiți să mai facem un studiu asta de viitor. Da? Nu treceți acum la categoria care am spus că nu-mi place, vom face. Dar trebuie făcute pentru că multe străzi vor trebui să devină străzi cu sens unic pentru că sunt foarte multe mașini și să mai creăm locuri de parcare. De parcare. Acum știu că nu vă place să vorbiți despre vom face, da. Dar sunt fer convinsă, ținând cont de faptul că noul exercițiu cu foarte multe fonduri a fost deja demarat și aici sunt foarte curioasă pentru tranziția justă. V-ați gândit care să fie proiectele pe care să le accesați cu aceste fonduri? Da, pe fondurile europene, pe programele acestea operaționale care vin acolo, este mai simplu pentru că avem o sumă prealocată. Prealocarea înseamnă că nu intri direct într-o competiție cu celelalte municipii. Și aici, sigur, a venit în sprijinul administrațiilor care sunt mai puțin performante, să spunem, care erau mai încete așa în implementarea de proiecte și acolo, na, i-a lăsat să poată accesa și ei pentru că au o sumă prealocată, numai dacă nu vrei să scrii proiecte, nu o să poți să atragi toată aceea sumă de bani. Aici, la tranziție, just am un pic de... Bine, din fondurile alocate, o parte sunt și pentru mediul privat. Da, da. Dar unde eu zic că este foarte important să se creeze această legătură, unde chiar administrația să informeze, pentru că de foarte multe ori mediul privat nu are atât acces la aceste informații cum are administrația publică. Da, mi-e teamă că vor fi firme care vor veni să-și, aici trebuie să aibă foarte mare grijă Consiliul Județean, pentru că vor fi foarte multe firme care își vor crea doar puncte de lucru, vor atrage fondurile europene, vor sta atâta timp cât este obligatoriu pentru a ține până la implementarea finală a proiectului, după care își se vor retrage din zonele respective. Aici trebuie să gândească foarte bine și să cumva să stopeze acest gen de activitate, pentru că nu este normal că acele sume de bani pe tranziție justă au fost destinate câteva județe, așa cum am spus. 6 județe și din județul Hunedoara. Deci 6 sunt, da. Da. Și atunci ele ar trebui să rămână aici, să creeze plus valoare, să creeze locuri de muncă și să ajute mediul dezvoltare. De antreprenori tranziție din județul spre Hunedoara. Tranziția aceasta, spre economia circulară, care sigur, se vorbește peste tot în lumea aceasta de economia circulară. Adică produsul care, ce înseamnă economia circulară? Produsul care îl face ei, să ai tot timpul să știi pe unde este și la final să ajungă iară la reciclare și să te asiguri că intră iară într-un proces și nu devine un deșeu. Deci parcurge toate aceste etape și reintră într-un circuit.
Aceasta este, până la urmă, esența, să evităm poluarea, să trecem la economiile acestea cu emisii cât mai puține. Sigur că ne pregătim, sigur că avem proiecte, foarte multe pe partea aceasta, pentru că, în primul rând, administrația locală se gândește... Că se dau pentru digitalizare, pe tranziție justă. Da, noi ne dorim foarte mult să devenim, și aici iară trebuie modificată legislația. Oraș verde, oraș smart. Da, dar ne dorim să devenim independenți energetic. Asta este foarte important. Și, din păcate... Este o provocare, domnule primar. Da. Independența aceasta energetică aduce plus valoare administrației locale, pentru că sunt cheltuieli foarte mari cu iluminatul, cu tot ce înseamnă instituție publică din localitate, spital, școli, care sunt sume foarte mari. Prin aceste proiecte am putea să devenim independenți energetic, am putea să facem și anumite proiecte colaterale. Eu mă gândesc la a monta câteva microhidrocentrale pe aducțiunile de apă, pentru că avem două aducțiuni de apă în discuție. Nu reușesc nici cum cu Ministerul Economiei să trec pentru cei din Orăștie, de la uzina mecanică, acea aducțiune de apă, ca să pot să pun la capătul ei o microhidrocentrală. Nu reușesc. Stă acolo în părăsire, nu folosește nimeni. Aveți și niște obiective foarte înalte, domnule primar. Dar nu ne las sau nu ni le dă. Atât e de complicat să faci un lucru la minister, de mă doare mintea câteodată. Sau nu se vrea, sau alte lucruri. Da, dar dumneavoastră nu vă lăsați? Corect? Nu mă las, dar încerc de câțiva ani de zile, cam de mulți ani. Aici s-ar fi putut obține finanțări pentru aceste microhidrocentrale pe aducțiunile de apă. Știți, apa oricum vine pe acea țeavă, nu este nevoie de să vină tot timpul pentru bazinele acestea de apă ale municipalității, și atunci, în timpul rămas, ar putea fi montate aceste microhidrocentrale care ar putea crea o energie verde, să spunem, o energie ieftină pentru administrația publică locală, creindu-ne la rândul nostru această independență energetică. Vedeți, facturile au crescut foarte mult. Da, așa este. Și este foarte important pentru administrație să aibă costuri cu energia zero. Bun. Nu, zero niciodată nu va fi. Din categoria de primari care se gândesc și să facă economii. Să găsească soluții ca acei bani care ajung la bugetul local să fie din nou investiți pentru a deveni un oraș și mai fructos și mai minunat și un oraș al anilor în care trăim, modern, pentru că aici se vrea să ajunge. Domnule primar, au trecut foarte repede minutele, deja am și depășit timpul alocat. Vă mulțumesc mult de tot că ați acceptat invitația de a veni astăzi în emisiune și de a informa cetățenii municipiului Orăștie vis-a-vis de toate aceste proiecte și ce se întâmplă de fapt în implementarea unui astfel de proiect. Iar pe finalul emisiunii o să doresc regia să pregătească filmulețul cu cetatea din Orăștie pentru a termina emisiunea într-un mod frumos, într-un mod plăcut, pentru că totuși suntem astăzi în ultima zi de vară. Nu, domnule primar? Așa este. Mulțumesc.